La fel cum elevii din Maramureș merg în taberele Ministerului Tineretului în alte județe din țară, la fel și copiii și tinerii din alte zone ale României vin vara de vară în județul nostru. Aceștia sunt cazați în Baia Mare, în spațiile Direcției Județene pentru Tinere și Sport de pe strada Culturii. Pe lângă cazare și masă, li se oferă posibilitatea de a face un tur al județului. Cei care ajung la noi își dedică o zi să viziteze orașul Baia Mare, după care merg în excursie, tot așa o zi la Rohia pentru a vizita mănăstirea și locurile din Țara Lăpușului. Se întorc, în zilele următoare merg și vizitează Maramureșul istoric. Pot să mai meargă la lacul de acumulare de la baraj sau poate să mai meargă în natură la Șuior, la Mogoșa. Câteva sute de elevi din diverse zone ale țării sunt așteptați și anul acesta în tabere în Maramureș.